Varicele sunt niște dilatări venoase la nivel superficial. Ele sunt întâlnite foarte frecvent sau cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare. Ele pot apărea și în alte organe cavitare, varicele esofagiene sau varicele gastrice. Cel mai frecvent sunt legate de profesie, de mediu în care lucrăm, de temperatura în care se lucrează. La sportiv se întâmplă foarte frecvent, sunt mai frecvente după mai multe sarcini, legate de obezitate sau afecțiuni care cresc presiunea abdominală, făcând sângele să se întoarcă mai greu din zona inferioară a corpului, ceea ce creează o dilatare în timp a venelor, care va face ca valvurile să fie îndepărtate, astfel încât ele să nu mai fie eficiente în timp. Cea mai frecventă întrebare ar fi: venele pe care le tratăm mai apar? Cu siguranță cele pe care le tratăm nu mai apar, doar că sângele o să-și caute o altă cale de întoarcere, care este posibilitatea să dilate vene care nici nu se vedeau în prima etapă. Aceste recidive sunt mult mai rare decât în operația clasică sau în operația cu laser, fiind undeva în jur de 5%. Dar tot ceea ce apare ulterior se poate trata. Se poate trata prin injectări, scleroterapie sau întreruperi prin mini-incizii. Cu siguranță că nu va mai avea nevoie de o operație mare.